Vă salut cu mult respect, dragi prieteni. Suntem pe coclaurile din comuna Ilva Mare, județul Bistrița, Năsău, dar am intrat aici într-o casă la niște femei tare harnice. Doamne ajută, Hristos înviet! Ce lucrurile, Măriuță? Bine, mulțumim! Uite aici cu sora dumneitale. Da. Vă așteptăm să veniți și dumneavoastră să vedeți cât de harnice suntem. Văd că sunteți tare harnice. Ce lucrați acolo, le, Valeriuță? Cos la o draperie. Coseți acolo? Da. Cosăm. Fășem ce putem, să nu jighem. Mai casă lumea pe aici, pe la Ilva Mare. Cine vrea și cui îi place să cosă, cine nu. Nu. Mai cosăm noi astea, că suntem mai bătrâni. Le, Măriuță, văd că ai tare multe lucruri bătrânești pe aici. Tate, din câte am înțeles, sunt făcute de mâna dumneitale. Da. Și îngea o plocuță, părătară. Toate. De tate. Toate câte șerge, toate sunt făcute. Da. Și amul lucrați. Și. Nu vă lăsați. Nu, ne-a dat Dumnezeu sănătate și ne iubim lucrurile astea de mână și facem în continuare. Uite aici cu sora noastră, cu Lea Valerie, da. Una într-una. Câți ani ai, Lea, Măriuță? 87. 87 de ani? Da. Mulți înainte. Bine. Cum te cunoaște lumea pe aici, pe la Ilva Mare? Bine mă cunoaște. De-a cu ești? De la Pavel Feștilă. Pavel Lufeștilă. Feștilă, da. Da. Așa vă știe tătă, tăsatul vă știe așa. Da. Am venit, uite, azi la Miatale ca să vă vedem la Lada Dezastre și vă mulțumesc din suflet că ne-ați deștis-o. Și uite așa și domnii care stau la oraș au ocazia ca să o vadă și să vadă lucrurile din prin satele noastre românești. Aș vrea, le, Măriuță, să intrăm o țărăș în casa dincolo, că știu că aveți mai multe lucruri aici. Cu mare plăcere! Uite, așa! Poftiți, poftiți! Avem bugate! Ce de lucruri faine. Când le-ați făcut pe toate astea? Toată viața asta, până aici, la care am parcurs-o, până la 87 de ani, tot am făcut. Și uite, și am la 87 de ani, încă mai aveți puterele, Măriuță. Și dacă Dumnezeu ne-a dat sănătate, și în continuare, și... Dragi vis. Dragi. Și un costum tare mândru aveți pe dumneavoastră, un costum popular. Așa, te-a făcut demnia tale. Așa că acum se poartă la Ilva Mare. Da, uite așa îmblau țăranii mai de mult. Așa-i. În costume populare. Așa îmblau. Da. Acum abia îmblă bătrânii ăștia care-ți trecuți la... De la 70-80 de ani. Care-ți trecut dincolo la 80 și... și. La tineri nu-i mai dragă tradiția asta noastră? Sau ce? Mai dragă poate că la o sală, da. Îți la modă, să dau unul după altul și de ca la care îi dragi, îi încurcă și alalt care nu îi dragi. Văd că prin casă vitare fainunț, zugrăvit, cu forme, cum să mângea mai de mult pe păreți. Așa să fășea și nevă un sau și nevă, că nu oricine știa să ungă. Fășine aici, dar nu știu, mi-au făcut și eu vărui și eu, no. Înainte așa era o biseră, de aici încolo. Aia este atât care o rămâne, urmași, o face cum o știe. Da, Doamne, că mă tătuit la lucrurile astea faine și nu-mi vine să cred. Păi, mi-a dat Dumnezeu și am făcut atâta cât am putut și am știut. Mi-a dat Dumnezeu sănătate și am făcut. E bine cât avem sănătate. Văd aici din coașe și Lada Dezastre. Oare ne-o arătați o țâră să vedem ce aveți în ea? A stați căpătat-o de la mama când v-ați măritat? Da, am de tot, mă spun cu mama. Haideți să vadă și domnii. Pânzături, cămeși. De toate. Și le țineți aici în ladă, tate. Da. Lucruri bătrânești. Uite acolo ce șir fain ales. Da. De-astea? De-astea din coșe. Și pânzăturile tale faine. Ne desfaceți o pânzătură să o vedem așa. Să o vadă așa, să ne desfaceți una. Ca să vedem mai multe cât îți de faine. Le desfășim. Așa, mă, dragul mami. Așa. Și așa alea roșu, faine. Astea, tărcatele astea, ca așa cum la modă. Așa e. Așa e pe din spate și șurțul da, din da. Apă. Șurțul în față. Șurțul
la noi și albastre, și verzi, și... Da, da, da. Și de toate felurile. Eu văd că și în frâmi aveți aici. Nu, Doamne, câte vrei. Aveți de toate. La nepoți, ați dat la nepoate? Da. Li-s dragi, le poartă? Le poartă. Le mai poartă cum le mai poartă? Când... No, astea sunt față. Ce s-a întâmplat cu toate lucrurile astea, la Măriuță, când nu-s mai șinia voastră? Da, și mami, ce să se întâmple? Ce s-a întâmplat și cu astea la de până acum? Noi le-am ținut la rând, le-am folosit, apoi care o vreau folosit, care nu, nu. Avem de când eram... Fata. Și, sigur că da. E, așa e pânzătura de aici, de la Ilva Mare. Da, astea pânzăturile de la Ilva Mare. Și apoi sunt bugăte. Tare faine, tare faine, la Măriuță. Tare cum? Mi-a plăcut a fi îmbrăcat, să știe lucrurile frumoase. Cred că mult e nopți ați pierdut lucrând la așa și ceva. Și zile și, cum îți spune, că nu e zon de sănătate, toate le faci. Nu. N-au mai venit tineri pe la mine voastră ca să-i învățați să lucre lucrurile astea bătrânești? Nu, prea, prea venit așa, prea cum care cum se apăiesc acolo să eu să duc, am uite când cu țările astea să-ți pleacă, care încotro nu se mai întâlnesc cu unul cu altul, nu le mai trebuie nici costume, nici lucruri de astea, de țărănești. No. Da, le-i mai groază să mai îmbracă lumea pe aici, pe la Ilva Mare cu costume populare. Da, mai de paș, mai și de paș, două femei îmbrăcate. Puțină lume. Două femei atâta, no. Și o hotină în biserica și la înviere, tot la fel, păi la, acum, la de, no, de rusale, de, mă, de rusale, când vreme frumoasă, poate... Să mă îmbracă când e vreme faină. Le, Măriuță, vă mulțumesc din suflet că mi-ați deștis lada de zestre și uite și domnii care se uită la mine tale au putut să vadă făineța pe care o văd spâncăs. Lucruri frumoase. Ați vrea să le transmiteți un mesaj la domnii care se uită la mine tale? Să le dea Dumnezeu sănătate, să fie sănătoși în viața asta, să se bucure de toate lucrurile bune. Și vă mulțumim și dumneavoastră, foarte frumos. Cu te drago. Ați avut bunăvoință să veniți la casa noastră să ne vedem. Uite că o da bunul Dumnezeu, da, să ne și vedem, cam numai la radio și la televizor ne vedem. Și să mai veniți la noi, vă așteptăm cu mare plăcere. Să cu te drago. Cu te drago, vă mulțumesc din suflet. Nu ne ducem nicăieri. Vă mulțumesc din suflet. Doamne ajută și multă sănătate să vă dai bunul Dumnezeu. Și Dumnezeu.